Inteligența artificială te scoate la cafea din septembrie. Un celebru lanț de cafenele de la noi din țară anunță prima băutură creată de către inteligența artificială. Se numește Ginger Caramel Latte și mai multe despre acesta spune Sebastian Ujică, editor Aleph News. Tot din septembrie, când va fi lansat meniul din toamnă, la cafenele Five to Go de la noi din țară vei găsi o băutură care a fost creată de către inteligența artificială. Vorbim atât de produsul în sine, cât și de rețetă. Cafeneaua spune că rezultatul final a venit după ce au fost luate în calcul o serie de algoritmi, calcule matematice și dar și tehnici statistice. Ce ne mai spune cafeneaua? Că Ginger Caramel Latte este un produs versatil și în același timp apetisant, energizant, reconfortant și relaxant. Dacă este chiar așa, rămâne de văzut, va trebui să-l încercăm ca să ne dăm seama, însă vreau să spun că această cafenea de la noi nu este prima din lume care prezintă o asemenea băutură. În iunie, elvețienii de la Migros au anunțat o băutură comercială dezvoltată cu ajutorul inteligenței artificiale, se numește Nini Nova, iar producătorul a folosit ChatGPT, Midjourney și Unreal Engine pentru a o crea. Este o băutură vegană care conține și puțin zahăr.